Vremea va fi frumoasă în partea de vest a țării, cu cel senin noaptea și variabil ziua. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, dar iată pe larg datele meteo. La Arad, la noapte, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dimineața, pe arii restrânse, în zonele joase, va fi ceață. Temperaturile minime sunt de 11 grade Celsius la Arad și 12 la Șiria. Mâine, vreme în general frumoasă, cu cer variabil și un vânt ce suflă de la slab la moderat din sector nordic. Dimineața va fi ceață. Maximele termice sunt de 21 de grade Celsius la Șiria și 25 în Arad. În Caraș Severin, la noapte, o vreme frumoasă cu cer variabil și un vânt slab. Dimineața va fi ceață. Minimele termice sunt de 10 grade Celsius la Reșița și Caransebeș și 12 în stațiunea Băile Herculane și Oravița. Și mâine, o vreme frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic. În cursul zilei, la munte, va ploua slab. Temperaturile maxime din județul Caraș Severin vor fi de 24 de grade Celsius la Oravița, Reșița și Caransebeș și 27 în stațiunea Băile Herculane. În Timiș, la noapte, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla în general slab, dimineața pe arii restrânse va fi ceață. Temperaturile minime sunt de 9 grade Celsius la Sân Nicolau Mare, 10 la Jimbolia și Lugoj și 11 în Timișoara. Mâine vremea va fi frumoasă în Timiș cu cer variabil și un vânt ce suflă de la slab la moderat din sector nordic. Temperaturile maxime vor fi de 25 de grade Celsius la Jimbolia, Timișoara și Lugoj și 26 în Sân Nicolau Mare. În Timișoara, la noapte, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, dimineața pe arii restrânse va fi ceață, temperatura minimă va fi de 11 grade Celsius. Mâine timișorenii au parte de o vreme frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord, temperatura maximă va fi de 25 de grade Celsius.